Bine v-am găsit, dragii mei! Înainte de toate, mă înclin în fața dumneavoastră pentru că v-ați abonat la canalul meu, iar cei care n-ați făcut-o, vă rog să o faceți, nu vă costă absolut nimic, mă ajutați să perseverez. Astăzi vreau să fac o mâncare foarte dragă mie, din copilărie, foarte, foarte gustoasă și foarte ușor de făcut, cu puține ingrediente. Voi face cartofi astupați. Pentru rețetă avem nevoie de cartofi, ceapă, una am tăiat-o solzișor sau julien, cum vă place. Aici am două cepe, iar din coace două cepe. Un ardei gras, bulion, boia, piper, sare, pătrunjel mărar și, bineînțeles, ciuperci. Ciuperci eu am avut de-astea am găsit hribi, însă puteți folosi ciuperci la cutie, la borcan, oricare ciupercă o aveți, șampinion, oricare vă va ieși o rețetă foarte, foarte gustoasă. Este o rețetă de post, ușor de făcut și foarte ieftină. Voi începe prin a pune o cratiță pe foc. Voi adăuga circa 100 de miligrame de ulei. Între timp cât uleiul se încinge, voi pisa cartofii, ca pentru piure. Însă nu chiar foarte tare pisați, pentru că oricum vor merge la cuptor. Voi adăuga ceapa pe care am tocat-o mărunt. Dragii mei, vă rog din suflet să dați like-uri, că nu vă costă absolut nimic. Atunci când dați like, videoclipul este promovat de YouTube și atunci va ajunge în casa câtor mai multor oameni, pentru a nu se pierde rețetele tradiționale de odinioară. Vă rog foarte mult! Călim ceapa, ea se va înmuia foarte bine, după cum vedeți am tăiat-o mărunt. O voi lăsa pentru circa 2-3 minute, între timp eu voi pisa cartofii. Cele 3 minute au trecut, ceapa mi s-a călit foarte bine, nu este arsă, este doar înmuiată și călită. O vom da deoparte, adăugăm o altă cratiță, unde vom veni cu circa 5 linguri de ulei. Și vom adăuga ceapa pe care am tăiat-o julien. Este o mâncare foarte ușoară. Și foarte, foarte gustoasă. Multă lume poate să-i spună și musaca de legume. Însă noi așa am pomenit, cei care sunteți din partea Botoșanului trebuie să știți, cartofi astupați, așa se numea în timpurile copilăriei mele. La fel lăsăm să se călească pentru circa 2-3 minute. Însă după circa aproximativ un minut
un minut jumate, adăugăm și ardeiul. Ardeiul gras pe care l-am tăiat mărunt. Încercați și voi și veți avea o surpriză foarte, foarte plăcută. Un gust foarte bun. Voi lăsa să călească ardeiul și ceapa, după care vă arăt cum continuăm. Cât timp s-a călit ardeiul și ceapa, am pisat 3 ardei, 3 căței de usturoi. Adăugăm ciuperca. Adăugăm boia, a mea este afumată și foarte, foarte aromată. Circa o lingură. Un praf de sare, nu voi pune multă pentru că am pus și în cartofi. Și mestecăm. Mestecăm foarte bine, lăsăm să călească foarte puțin, după care adăugăm pasta de tomate. Eu am dizolvat-o cu apă. Nu voi adăuga foarte mult, circa o lingură de paste de tomate, bulion, o lingură nedizolvat, ați văzut cât am pus. Acum voi lăsa să fiarbă foarte bine, pentru că ciupercile sunt proaspete, dacă aveți la borcan sau la cutie, veți avea avantajul să nu fierbeți foarte mult la ele. Cât timp fierbe, voi tuca mărarul. Ciuperca face echipă bună cu mărar pentru aromă, va avea o aromă foarte, foarte plăcută. Voi mai lăsa să fiarbă, să mai scadă foarte puțin. Uitați ce bine arată și miroase foarte, foarte frumos. Așadar, voi adăuga usturoiul. Îi va da un gust foarte bun. Trei căței de usturoi. Dumneavoastră puteți pune mai mult dacă mâncați mai usturoiat. După cum vedeți, nu am adăugat piper pentru că nu toată lumea mănâncă piperat. Și atunci, având musafiri, trebuie să mă conform. Acum voi adăuga mărarul. Și mestecăm. Le mai lăsăm circa 2 minute să
Își incorporeze mărarul gustul și aroma și ustroiul. Dragii mei, am oprit focul. Acum mă voi ocupa de cartofi. Vă voi arăta cum să faceți. Adăugăm din ceapa cu ulei pe care am făcut-o prima și mestecăm. Îi va da un gust foarte, foarte bun la cartofi. Poate că mulți dintre voi mai faceți și astăzi piure cu ceapă în perioadele de post. Și vreau să vă spun că aceasta este o mâncare de post. Însă poate fi consumată în orice perioadă a anului. Mai punem ulei și ceapă. Voi adăuga pe toată. Mestecăm foarte bine. Să incorporăm. După care vă arăt cum continuăm. Așadar, este foarte bine mestecat. Vedeți, este un piure mai vârtos, nu este foarte bine pisat ca și pireu. De aceea, probabil se cheamă și cartofi astupați. Nu-mi dau seama. Punem în tavă, prima dată cartofii. Am dat drumul la cuptor. Voi lăsa pentru circa 20 de minute la 180. O rețetă foarte ușor de făcut, simplă și foarte, foarte delicioasă. Iar acum vom veni cu sosul de ciupercă. Adăugăm peste. Ne asigurăm să încapă pe toată tava. Este o mâncare foarte, foarte veche. Așa cum v-am tot spus mereu în videoclipuri, femeile din România sunt foarte inteligente și foarte gospodine. Improvizau foarte multe mâncăruri atunci când nu exista cărnuri pe vremea lui Ceaușescu. Uitați și voi ce bine arată. Uitați cât de bine arată. O mâncare ușor de făcut, simplă și fără prea mulți bani. Acum voi băga la cuptor pentru 20 de minute, după care vă arăt cum arată. Dragii mei, după 20 de minute la cuptor, așa arată, miroase foarte, foarte apetisant în casă, o mâncare foarte gustoasă, adaug pătrunjelul . Încercați și voi
Vă rog să mă scuzați. Așa arată recomandarea mea pentru astăzi. Vreau să vă arăt cum arată și în farfurie. Voi servi cu murături asortate. O rețetă delicioasă, ieftină, ușor de făcut și foarte, foarte gustoasă. Uitați cât de bine arată. Foarte gustoasă. Întotdeauna mi-a plăcut să gătesc ce mâncam în copilărie alături de familia mea. Tava încă frige. Deci, pentru astăzi vă recomand această rețetă și încă o dată vă rog să distribuiți, pentru ca câți ca mâncarea românească de odinioară să nu dispară și să vadă câți mai mult tineri cum trăiam noi, fără șaorma, fără pizza, fără hot dog, fără fast food, și eram foarte sănătoși. Acestea fiind spuse, vă doresc un weekend fericit, multă sănătate și să vă fie casele binecuvântate.